Pentru Maramureș se anunțase cod roșu de grindină și vijelii, dar nimeni nu se aștepta la urmări atât de grave. Furtuna s-a abătut asupra mai multor localități din județ, în unele a plouat torențial, în altele, pe lângă ploaie, a căzut și grindină, iar vântul a suflat cu putere, dărâmând arbori și luând pe sus acoperișuri. Pompierii militari au fost solicitați în mai multe localități din județ pentru degajarea drumurilor blocate de copacii prăbușiți la pământ. Doi braze au căzut pe o casă din Vișeu de Sus, iar un alt copac peste un stâlp de curent. Un alt arbore a fost doborât de vânt în localitatea Leordina, direct pe liniile de cale ferată. Pompierii militari au intervenit și pe drumul european 58, după ce un arbore a căzut pe drum la ieșire din orașul Șomcuta Mare. O altă intervenție a fost pentru deblocarea părții carosabile în localitatea Stoiceni. Vântul a făcut ravagii și în Târgu Lăpuș. Plăcile de pe acoperișul spitalului au fost luate pe sus. De aceea, 7 pacienți au fost transferați la un centru de bătrâni, iar o parte în alte saloane ale spitalului. În plus, s-a semnalat grindină de medii și mari dimensiuni, mai multe autoturisme fiind avariate. Localnicii spun că au primit mesaj ro-alert, însă după ce se terminase vijelia. În Târgu Lăpuș și Valea Ruscovei, avertismentul ar fi sosit la 20 de minute în urma prăpădului